Sănătate și bine ai revenit printre martorii cripto la ediția de prânz a Știri Lopescu din lumea criptomonedelor. Unul din trei din cei 535 de senatori și reprezentanți ai actualului Congres din Statele Unite a primit sprijin de campanie de la unul dintre directorii exchange-ului FTX. HK Capital strânge 500 de milioane de dolari pentru a construi aplicații și instrumente Web3. Chainlink intră în parteneriat cu OpenEarth și UC Berkeley pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice globale și a salva lumea. Ripple se asociază cu Solana pentru a promova soluții bazate pe cripto în schemul climatic. Consilierul general Ripple spune că rezultatul procesului cu instituția SEC va determina viitorul criptografic. Moneda XRP domină volumele de tranzacționare pe majoritatea exchange-urilor cripto din Australia. Shiba Inu poate fi tranzacționat acum și pe exchange-ul Upbit. Algorand înregistrează o creștere de 15% după un reper major DeFi. Emisiile de carbon Dogecoin au scăzut cu 25% în urma colaborării cu Elon Musk. Cam atâta în ediția de prânz, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultat financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.